sectorul, pentru că noi toți consumăm mai mult decât producem. Nu vă supărați, asta e realitatea. Domn președinte, dar de nu consumă? Domn președinte, dar de ce spuneți dumneavoastră că noi consumăm decât, mai mult decât muncim? Da, nu. Unii muncim, domnule, că tăți tot distrunzi, tăți tot furat, domnule. Acum TVA-ul l-a smărit, material de construcții, tot, din ce plăti pensii, tot scumpit. Pensia va de capri, aceea cu 15%. Acum zici că se dă punctul de pensie, s-a misurat. Aceia 15% nu s-au cu ce trăim noi, domn președinte. Nu, dar cum poți cu 3 milioane de oameni care produc? Am muncit 32 de ani, am luat tot din armată. Transfacere așa n-am făcut. Știți că la noi, am lucrat la termoceantra, n-am făcut. Fabrică de sticlă care produce. Acum ce am ajuns, domn președinte? Murim de foame, zice domnul Doroiu ăsta, domnule. Nu, din milă lângă fabrica de sticlă. Cu ce muncim? Aia care au plătit cotizația la tax pentru pensie. Frumos din partea dumneavoastră, mă băgați în seamnă, domnule, care vorbește. Luați de 5 ori, de 10 ori, dar jos mai. E greu, domn președinte, aici trebuie. Vă spun, e foarte greu. Industrial a fost dezvoltat, nu mai este. E foarte greu, acum am ajuns și potopul ăsta, stăteam morți. Industrial nu mai este. Am fost dezvoltați, dar când a fost să vindem după ce s-a trecut la capitalism, n-am avut unde vinde. S-a furat tot, până la capitalism, de sus în jos. Da. Și noi am fost proști aici, la aici, Moldova cea mai proastă a fost aici. La revedere. Da, străini.